La data de 31 ianuarie 2019, polițiștii secției 4 au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că în data de 29 ianuarie, în cursul nopții, persoane necunoscute i-ar fi produs avarii la autoturismul său care se afla parcat pe o stradă din municipiul Constanța. Polițiștii constanțeni au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, iar în acest moment colegii mei efectuează verificări pentru identificarea autorilor și tragerea acestora la răspundere.